Mihai Bendeac l-a surprins pe Chelo într-o ipostază neașteptată. Mihai Bendeac, Chelo și Delia fac echipă bună la masa de jurați ai unui show TV. Deși de-a lungul timpului în spațiu public s-au zvonit anumite controverse între ei, de când sunt colegi, cei trei pare ca o relație excelentă. Prezența lor pe micul ecran face că numele să le fie cunoscut la scară largă și să nu mai aibă nevoie de nicio altă introducere dar la fel de cunoscute sunt și tachinările lor, glumele pe care le fac unul la adresa altuia, dar și prietenia care îi leagă. Acum însă, doar doi dintre cei trei jurați au ajuns în atenția publică, vorbim despre Mihai Bendeac și Chelo. Prin prisma proiectului TV în care sunt implicați, actorul și cântărețul petrec foarte mult timp împreună, ceea ce i-a făcut să se cunoască foarte bine, dar și să nu se mai stânjenească unul față de altul, așa că nu puține au fost tădățile când imaginile cu ei ori discuțiile pe care cei doi le poartă au adus zâmbetul pe buze celor din fața micilor ecrane. Însă acum, cel care este în prim plan este nimeni altul decât Chelo, pus în fața celor din online de colegul său, Mihai Bendeac. Deși în fața concurenților este un jurat dur și puține au fost tățile în care s-a exteriorizat, când nu e fața camerelor de filmat, Chelo este și el un om normal, cu obiceiuri omenești tocmai în momentul în care profita de un astfel de obicei, chelo a fost surprins de Mihai Bendeac. Pentru că filmările emisiunii de umor durează multe ore la rând, în micile pozi pe care le au, cei trei jurați se odihnesc care pe unde apucă. Doar că unul dintre ei face asta și înainte de a începe munca. Acum cel care a căzut la datorie pe o canapea de pe platourile de filmare, a fost chelo nici bine nu a ajuns la job, că artistul a decis să-și înceapă programul cu o pauză de care a profitat la maximum. Astfel că s-a lăsat pradă somnului și a uitat de cei din jur și de scopul lui în emisiune. Cu o asemenea priveliște, odată ce a ajuns și el la muncă, Mihai Bendeac nu s-a putut abține și, fiind foarte activ pe Instagram, spre deosebire de colegul lui, a pus mâna pe telefon și a imortalizat momentul. Actorul și-a filmat colegul dormind profund pe canapea, în ciuda zgomotului de pe fundal, făcând apoi totul public, lăsând în online și un mesaj despre modul în care Chelo alege să-și înceapă programul de muncă. Cum începe ziua de muncă pentru Chelo, a scris Mihai Bendea, în dreptul imaginilor cu Chelo dormind chiar dacă pentru actor momentul de tihnă al colegului a fost unul de imortalizat. Amuzant. Nu știm încă cum a primit personajul principal al filmării acestei postaze cu el, nemai văzute până acum, ajunse însă virale, căci reacția lui în online întârzie să apară.